Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Numele Lui să fie înălțat și luminat aceasta mai presus de orice lume. Amin. Că este cel mai mare și cum am cântat. Gloria să-L împodobească. Amin. E Dumnezeu Tatăl din cer, e Domnul Iisus Hristos și puterea Domnului Sfânt. Puterea care continuă să transforme, puterea care ne motivează să fim la închinare, puterea Domnului Sfânt ne va pregăti pentru ziua răpirii. Amin. Amin. Deschidem cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta și mă invit cu respect să fim cu luarea minte la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să păstrăm liniștea cât se poate pentru că e cuvântul Domnului la Psalmul 44 pentru dimineața aceasta, un Psalm lui David, un cuvânt profetic, un cuvânt pe care ne vorbește și în dimineața aceasta. Despre cel mai puternic, despre cel care este Sfânt în vecii vecilor, e numele Domnului Iisus Hristos. Amin. La finalul citirii vom sta într-o rugăciune comună, fiecare mulțumindu-i că suntem aici, și la final, prin fratele Emanuel Cristiu, rămâne la mintea Domnului, cerând binecuvântarea Domnului și mijlocirea Domnului Sfânt să fie peste întreaga lucrare din dimineața aceasta. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și toți cei ce o locuiesc. Căci El l-a întemeiat pe mări și pe râuri și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile vinovate și inima curată. Cel ce nu se dă sufletul la minciună și nu joacă să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeu în mântuirii Lui. Iată parte de moștenirea celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața ta Dumnezeului Iacov. Porți, ridicați-vă capete, ridicați-vă porți veșnici ca să intre împăratul slavii. Cine este acest împărat al slavii? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lume. Porți, ridicați-vă capete, ridicați de porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Este Domnul oștirilor. El este împăratul slavei, laudă Lui. Ne închinăm înaintea ta cu mulțumire.